Lucrările de renovare ale Bisericii Parohiei Telcișor din protopopiatul Năsăud au fost binecuvântate astăzi de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Ierarhul a săvârșit în continuare Sfânta Liturghie și le-a vorbit credincioșilor despre importanța participării la Sfânta Liturghie. Toate sunt bune și frumoase la Crăciun, dar cel mai important lucru este participarea la ospățul credinței, la liturghie. La o pe care îl dă Dumnezeu în cinstea noastră a tuturor și ne pune pe masă cea mai prețioasă hrană, trupul și sângele fiului său. Pa mai mult, meditând la această realitate, că o credinței ne-l oferă pe Hristos, unul dintre sensibilii noștri scriitori. Vasile Voiculescu, care a stat în temniță în vremea comunistă pentru credința lui, a scris o poezie intitulată Colind, care în versuri ne propovăduiește tot acest adevăr pe care vi l-am spus eu cu spățul credinței. Și zice el așa: în coliba întunecată, din carne și os lucrată, a intrat Hristos odată. Coliba cum l-a primit, s-a făcut cer strălucit. În mijloc tron luminos și pe tron Domnul Hristos, care mult se bucura. Duhul Sfânt s-alătura și acolo rămânea și acum și pururea. Parohia Telcișor desfășoară numeroase activități social-filantropice dedicate tuturor categoriilor de vârstă. Această zi de mare sărbătoare pentru comunitatea noastră nu este întâmplătoare. Ea a fost gândită, a fost plănuită, pregătită și vine ca un prinos de recunoștință adus lui Dumnezeu și, totodată, o încununare a tuturor activităților pe care. Noi aici le desfășurăm în telcișor. În urma unui eveniment neplăcut, petrecut în primăvara lui 2012, împreună cu Consiliul Parohial și adunarea parohială, am ajuns la concluzia că biserica noastră are nevoie de reparații capitale, are nevoie de consolidări, lucrări ce s-au concretizat prin subzidiri, contraforți, înălțarea întregului corp al bisericii, schimbarea în totalitate a acoperișului și altele. Atât tinerii cât și copiii din localitate participă la seri catehetice, concursuri și sunt implicați în proiecte educaționale și campanii filantropice. Ca rod al activităților desfășurate în anii 2012 și 2014, copiii din Telcișor au câștigat premiul întâi la concursurile naționale organizate de Patriarhia Română.